Cine a incendiat bucătăria? Cine a pus plastic în cuptorul cu microunde? Cât foc! Deschidem geamurile, Melissa! Hai că deschide! Dă într-o parte! Aer! Stop! Da, așa comportament în caz de incendiu, probabil că este inadmisibil. Haideți să recapitulăm încă o dată. Da, tati, eu știu că în primul rând nu trebuie să panicăm. Da, și trebuie obligatoriu să sunăm la numărul de urgență 113. 111. 212. 991. Am uitat. Da, uitați și eu acest număr, dar știu că acolo trebuie să anunțăm mai decât orașul, strada, scara, blocul, unde locuim. Și trebuie să ne mișcăm târâși pentru că este temperatura mai mică și este mai puțin fum. Ai dreptate, Mircea, și plus aceasta, numai decât să iei cu tine un prosop, să-l înmoi în apă și îl ții la gât și la nas. Da, și nici într-un caz nu trebuie să deschidem geamul, fie ușa, așa cum am făcut-o noi, pentru că curentul de aer poate răspândi focul sau fumul. Stop! Și nici într-un caz să nu încercăm să stingem aparatele electrice cu apă, fiindcă ne putem electrocuta. Dar dacă vine fum din partea cealaltă a ușii, trebuie să punem repede un prosop sau o haină ca să nu pătrundă la noi fumul. Iar dacă s-a aprins hainele de pe noi, nu trebuie să alergăm, ci ne lipim de perete în așa mod sau ne rostogolim pe jos. Și așa, ia uite la el, noi aici ne chinuim, exersăm. Facem diferite simulări la situații periculoase. Dar el mănâncă, dă-ne și nouă, Matei. Da. Ce mici? Mulțumesc. Dar hai să facem un joc cu biscuiții. Fie cu un joc sau două, dacă am ridic, mi-e foame, vreau să mâncam biscuiți. Mircea, explică regulile jocului! Mi-e foame! Scoatem toți biscuiții și construim! Nu-i mâncăm! Ba da! De fapt, îi mănâncă cel care a construit cel mai înalt turn! Și iarăși trebuie să facem turnurile doar într-un minut! Hai, Melissa, pornește timpul! Și uite cât material de construcție avem aici! Așa este! Fiecare se va gândi în felul său cum să construiască cel mai înalt turn! Deci, start! Oh, hai! Nici nu știu cum să construiesc, tati! Da... Ce, tati? Materialele de construcție sunt de proastă calitate sau ce? Nu sunt pentru construcții, mami! Hai! Voi nu se ține niciunul! Așa, Matei! Nu mă tati! Mircea? Wow, Mircea face abia temelia! Și Melissa? Hai că se scurge timpul! Dar biscuiți sunt ca un pic... Mulțumesc pentru idee! Wow, tati, wow, wow! Nu! Încerc cumva să le întorc așa, să fie pe partea aia mai zgremțuroasă. Mami, ca să se țină! Stai, nu mă dau bătut așa cu una, cu două. Nu știu, mami. Continuăm. Doar că stă pe parte, nu! Mircea, un pic face turnul, nu chiar corect. Dar, tati, uite-te că e ceva interesant aici. Da, da, e să văd că ești să ridică casa. Și, Matei? Barcă face. Barcă face. Și tati o ia de la un capăt. Bravo! Schimb tactica, mami. Ce-ai făcut, Mircea? Am făcut de vizi. Tati, ce faci? Am îmi fac un turn. Vrei să faci un pod ceva? Gata eu. Un turn? Gata cu eu. Câțiva piloni? Pai că e bun. Să nu lua de la mine! Mi-ai să alege întregi? Tati, ziceai de Mircea? Dar! Dacă alții îl construiește, nu merge? Dacă vedeți! Opa! A, nu! Gata, timpul a expirat, mami! Ne oprim! Și acum haideți să urmărim, să vedem a cui este cel mai înalt
Așa? Ia să ne spună nouă cei care privesc. Stai mai acum și măsrăm. Nici nu-l arăt pe al meu. Și cum măsurăm toate? Cum măsurăm? Cu telefonul, Mariu. Da, într-adevăr, în telefon este așa aplicație. Fixăm aici punctul de jos. Așa, și? Și măsurăm până sus. Avem 17 centimetri. 17 centimetri turnului, tati. Iar acum rândul turnului Melisei. Privește, mami. Așa. Și scrie 22 de centimetri. 22? Melisa! Bravo! Hai să vedem a lui Mircea. A lui Mircea are... Cât? 20! 20? Ești aproape de Melisa! Bravo, Mircea! Hai, mami, să vedem! Hai să vedem! Cred că vreo 10! Așa, mai și măsurăm... 10! 10 fix! De unde ai știut, Melisa? Și în final, temelia turnului Matei! De fapt, el cel care ne-a îndrumat, cum să facem? Și avem... 5? Nu. Cât e, tati? 6 centimetri! Bravo, Matei! De ce mănânc toți biscuiții? Poftă bună, Melisa! Poftă bună, Melisa! Aia ești în plin! Dar voi ați uitat ceva! V-ați luat cu jocul și ați uitat de gimnastică de dimineață! Ia făcuța, hai la mișcare! Ce fel de gimnastică? Vreau să ne jucăm un pic! Ce să facem, alergăm pe aici? Sau ce să facem aici? Tati, trebuie să improvizăm! Și să începem gimnastică de dimineață! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4, 1... Dar eu mă voi antrena cu sfoara! Cât de mult nu am făcut-o! 4, și... Wow! Bravo, Melisa! Hai! Ce te-a oprit? 1, dar 2, nu mai pot atât 3, de bine! 4, și... Bravo! Ia uitați-vă ce bine o face! Ce, Melisa? Vreau așa să încerc? Așa fac mai bine! Wow! Super! Tati, dar noi ce facem acum? Sigur că nu pot să fac sfoara! Tu ce crezi, Mice? Eu pot să fac sfoara! Noi alergăm! Hai! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, stop! Dar acolo este cercul! Care cerc, Mircea? De rotit pe burtă! Iată-le! Acela mor este al meu! Și acesta este al meu! Matei, ți-l au cuștie! Da, la parte! S-a zis mai încoace, mai în mijloc? Tati, parcă ești o balerină, tati! La gust, ești balerina! Balera! Acum balerină, grăsuță! Tati! Wow! Tati! Bravo, tati! Meriți un mare like! Stai, hey, tati, hai să recunoaștem că la mici e mai bine decât la tine. Au văzut și cei care ne privesc? Da, super! Haideți să-i încurajăm pe toți cu câte un like să le reușească gimnastică de dimineață! Și Melisa, tu poți? Cum eu încerc! Așa pot și eu! Îți cade pusta! Matei, mâinile sus și dă din fund, dă din fund, dă din fund! Hai, mâinile sus! Așa trebuie să faci! Să te pui în genunchi și să-ți faci! Mircea! Totuși mie mi-este foame! Ne-am jucat, ne-am distrat, dar stomacul meu caută ceva! Eu știu ce, mami! Vrei să atentezi? La mă-mi dăm somnul! Da, tati, tu acolo ai și culoarea verde, dacă nu greșesc. Mă, ce-am mâncat? Da, pachetul este albastru.
Chiar ești într-atât de zgârcit? Chiar nu merităm nicio bombonică. Bombonul e. Bine, dar iarăși în stilul nostru. Da? Nu, am în vedere că trebuie să le meritați. Tati, noi mâncăm azi ceva. Luăm câte un îndâns de culoarea noastră, îl rostogolim pe masă și fugim din partea cealaltă a mesei și s-o prindem cu gura. Și fiecare dintre noi va rostogoli un M&M's de culoarea lui. Ați înțeles? Fiți aici! 1, 2, 3 și... Trebuie să cadă în gură sau cum? Am ajuns la gura, deci... M-am prins, trebuie să ajungă la celălalt capăt al mesei. Da! Ok, cam dificil, dar hai să încercăm. Hai, Meliza! Dar am altă tactică! Matei, vrei să luăm parte? Să vedem ce ia parte. Spune! Așa, repede! Hai, cum mergea? Una galbene. A fost bomboană mai rapidă decât tine. Da, mergea. Eu acum rândul lui Matei. Hai, Matei, să te vedem pe tine. Pup, s-a oprit. Ține gurița? Atișa! Și nu singur dată, dar de două ori! Important, diții să rămână întregi! Și nu în masă! Așa, una verde și să rostogolim, așa. Ta-ta-ta-ta! Mami! Dar s-a rostogolit așa, a ricoșat, nu știu cum! Dar privește, că nici jumătate masă n-a mers! Tati, hai, mai dă-mi o șansă! Am altă tactică! Și eu mai am o idee cum să prind! Tati! Nu! Deja abonații noștri știu! Dacă este like, atunci este și în continuare! Vă rugăm frumos! Chiar acum, apasă pe like! Chiar mi-e foame, vreau măcar o bubunică să mănânc! Și eu? Și... Prima dată a fost mai bine! De data aceasta vreau să suflu! Cam povestea aceea! Vântul a fost prea rapid! Acum nu a fost o idee bună! Mergea? O dau de-a lungul mesei! Mergea, cât pe ce să ieși din challenge! Mai să te atingi de bandă! Bine, mi-ai dat o idee, Mircea, eu voi începe din partea asta, până în capătul celălalt. Și... Ce tu faci pentru o bobonică? Cât pe ce s-o prind? Uite-o aici, na. Dar ce a luat cu el, Matei? Prins încoace, a luat proiectorul și vom privi film. Pentru că la televizor... Din păcate, nu avem acces! De aceea vom privi la proiector, dar ce-l scoatem? Tati, dar proiectorul nu cumva trebuie să-l conectezi la calculator? Iată de calculator am uitat! Și m-am bucurat atât de mult, vom petrece timpul frumos! Dar acum... Dar stați, Melissa! Nu știu dacă am să verific un dispozitiv la care mă pot conecta la telefon! Și este! Prin el ne vom printa la telefon și vom primi filme de la telefon. Bine, atunci noi pregătim popcornul. Avem aici ochelarii 3D. Într-adevăr, și vom primi filme tridimensionale. Gata, am găsit! Să le punem la microunde. Băieți aici, trebăluiesc? Cum, tate, vă reușește? Acum își vedem. Foarte bine! Atunci vom putea privi filmul! Abia aștept! Super! Le conectăm la telefonul Melisei.
Matei, cât de brav ai fost că te-ai gândit la proiector! Aici avem popcorn cu unt doar și cu cașcaval, iar toate sunt de culorile noastre! Eu am și albastru! Vrei albastru? Ia privește că sunt și alb! Dar popcornul în general este alb! Eu zic să testăm la început cu cașcaval, pentru că n-am gustat niciodată! Dar să nu uităm că consumul abuziv de popcorn dăunează sănătății dumneavoastră! Noi îl consumăm de maxim o dată pe lună. Hai să o scoatem. Wow! Ia mirosiți! Miroase a cașcaval! Hai să-l punem în cuptorul cu microunde. Scoatem căpățelul din plastic și punem aici. Ta-dam! Așteptăm să auzim cocoșii și găinușele! Iar la mine telefonul deja s-a conectat la proiector și privim filmele noastre! Da, este episodul 2 din bucătăria noastră! 24 de ore! Oh, se auzi și cocoșii! Da! Cotcodara! Hai să vedem ce e acolo, tati! Aici îl pregătim bolul pentru popcorn. Și în câteva secunde se mai aud, tate. Se mai aud. Vreau să privim. Și eu. Tate, ce zici acolo? Deja zi preparat. Și ta-da! Popcornul este. Uite, tate, un pic e altă culoare decât de obicei. E galben. Tate, te rugăm să întrerup lumina, ca să fie și mai interesant aici. Hai, serviți! Ca și la cinema. Da, putem privi și cu ochelarii 3D, pentru că avem vloguri și în 3D. Deconectăm lumina aici, aici și aici. Hai, tati, vino! Hai, vin și eu. Dați-mi un pic de popcorn. Ține! Oh! Ce s-a întâmplat? Tati, ce-ai făcut? Ia stai un pic. S-a descărcat telefonul. Atunci pune-l de la încărcat, pentru că mai e de primit încă foarte multe. Da. Dar eu nu am încărcătorul. Opa. Bine că a reușit să privim măcar câteva vloguri. Acum ce să facem? Deja e oră târzie, trebuie să ne culcăm. Dar mie nu-mi este somn. Știți ce? Mi-am amintit ceva. Am aici niște măști. Ce le vom face acum înainte de culcare? Ce spuneți, tate? Intră și mie una, chiar să văd. Ce prostulăgire ai faceți și voi? Eu pun măcea. Atunci, Matei, te aștept să vii să-mi pui mască înainte de culcare. Așa. Hai, Matei! Mască! Trebuie să o pui pe față! Lumani! Hai, Matei! Scoate-o! Hai, Matei, iar scoate-o! Ce, Matei? Uai! Hai! Magră! O pun mai pe față! Uai, mami, ce cu ea? Miroase a lubeniță! A lubeniță! Dar e foarte concentrat! Matei, hai pune masca, că eu nu văd, nu am oglindă! Și Matei, hai! Stai să ne mirim! Op! Yes! Și pe frunte, Matei, pe frunte! E rece? Pe frunte, îți spui acolo, așa! Hai, zi! Hai, fă așa peste tot, întinde, pe față! Și sus! Matei nu prea vrea să pui mâna pe ea! Ce, Matei? Cum e? Mami, nu știu cum e masca? Iar tu ești... foarte strașnică! Sperietoare? Da! Wow! Schelet? Tati, da, așa are bule multe! Este pentru prima dată când o pun. Hai să încercăm, să vedem. Cât trebuie să o țin? Toată noaptea! Aha, și mă trezesc dimineața cu pielea neagră? 10-15 minute, mami! Dar cât miros aici frumos! Să-mi aplic și eu masca. Hai să vedem, tati. Cum arăți tu? Nu am înțeles. Ce-i asta? Ce-i masca aceasta? La ciuț? La
Ce? Ce e asta, tati? Nu știu. Tati, este pentru picioare. Tu n-ai fost atent. Ia privește aici. Ce ambalaj arată. Și aici este instrucțiunea. Hai, succes! Nici nu știam la ce mă bag. Poate de aia care mi-a scoate, poate scoate părul de la tată. Da, scuze, da, mi-ajunge. Acum? Matei, ce atent privește. Cred că trebuie să desfaci acesta. Tati, este umed sau uscat? Trebuie să o tai. E scris open. Tati, ți-am desfăcut-o. Hai, tati. Dacă și eu am reușit. Ciurac, ciurac. Cum e? Rece? Cam scârbosă deăuntru. Tati, acum relaxează-te. De parcă ai fi la sanatoriu. Poți să te întinzi chiar. Ok. Mami, dar masca ta deja este cu spumă plină. Și din neagră s-a transformat în albă. Mami, deja ai expirat timpul. Trebuie să-ți dai jos masca. Da? O, mai repede să o scot. Să nu pățesc ceva de la ea. Oh, chiuveta. Să punem apă călduță. Oh, este. Și să scoatem așa. Wow, și părul în mască. Și să ne spălăm. Wow, ce moale. Ce moale. Pielea este foarte moale, tati. Abia aștept să văd cum vor fi tălpile tale. Wow, ce aici? Mami, dacă și picioarele mele vor arăta ca și în fața ta acum, după această mască, să mă scot mai repede. Dar ce-i cu mine, tati? Melissa, Mircea, ce vedeți? E albă. Albă? Da. Spală-și mai repede, mami. Așa? Să mi-a scos și eu repede. Vai, ce-i de... Mami! Mole și plăcut, știi? E plăcut, mami! Da, și mie! Deja sunt folosit de Melissa! Vai, ce plăcut este! Dar s-au încălzit picioarele! S-au încălzit? Vai! Mai ai, mami, mai ești dintre astea? Nu știu cum, tati, picioarele tale, dar eu mă simt foarte bine după mască! Cât de moi sunt tălpile mele! Și ce miros! Mami, miroase dacă vrei! Mulțumesc, se simte de aici! Miros foarte bine, tati! Tati, dar mie mi se pare că tâlpile tale s-au făcut mai mici! Hai, lăsați-mi prancurile, ce este aia? Eu mă duc să mă culc, că mi-e somn! Noapte bună, copii! Noapte bună! Noapte bună, la? Noapte bună! Dar lumina, cine o să deconecteze? Tati, te rugăm să stingi lumina! Mereu așa, eu primul m-am culcat și tot eu trebuie să sting lumina în pământ. Nimic nu puteți face fără mine. Și nu trebuie. Thank you.